Du du, du -du Tobe. Ce e poza aia de la Haralambie? A, da. Vom face un fel de tire list al antrenorilor antrenorului din Superliga, dar nu în funcție de cât de bun e pe antrenorat, ci în funcție de cât de... În funcție de care sunt șansele ca, nu știu, să nu-l mai prindă paltonul, să nu-l prindă finalul de sezon, să fie dat afară, să hau, să bau. Care cred eu că este life spawn-ul, să zic, durata de viață a fiecăruia. Începând de la evident, e literally echipa lui, deci nu va fi vreodată dat afară. La... E de deja demis spiritual. Și aceștia sunt antrenorii. Ca de obicei vom folosi un procedeu care mă caracterizează, să zic așa, ca seriozitate, numit roata norocului. 3, 2, 1, bam! Mă, cum face? Au, <gri> începem cu unul tricky. Uuu, nea rednic. Vă mă rog, apreciați și semi-umorul de Tomberon din listă. Nu sunt puși la întâmplare, fiecare are cu o poveste, cu o treabă, cu o chestie. Deci, eu în general, dacă avem niște dubii la unul, al, la, unul la altul, la așa, o să analizăm foarte mult. Uta a început dezastruos și ca să vedem dacă îl va prinde paltonul sau este deja de spiritual, pentru că știm că astea sunt opțiune, trebuie să vedem ce meciuri mai au. Uta are un meci acasă cu poleaș de unde e posibil să facă punct sau puncte, deplasare la Constanța nimic, deplasare la Craiova rău de tot... Oh, le o, Leo, după aia mergi cu FCSB. Dragilor, în afară de meciul cu ea, și eu zic că UTA are șanse gigantice să nu mai facă puncte niciodată, din păcate. Eu zic că domnul Rednic este deja demis spiritual. Eu zic că domnul Rednic este pe final. UTA mai are și pasiva la Zlobalint, pe care îl aduc la 3 luni știu mereu că vine înapoi. La trei luni vine înapoi. Eu zic că este deja demis spiritual. Nu că nu prinde paltonul, frate. La palton te mai lupți, te mai ai, te mai ai uta, cred că aia e tot. 3, 2, 1, roata norocului. Ia de cine vine, cine vine, cine vine. Oh. Domnul Duna și domnul Poenaru. Ia să vă explic deci. Uh, L-am pus pe domnul să fie. Uitați, sunt și aici. Să aici, a aici a amândoi. Băi, voluntariu în uh, percepția publică a început bine. Nu este echipa lor, lui, al domnului Poenaru. Termină sezonul lejerean, nu va termina sezonul niciodată. Este între palton și finalul de sezon? Aș zice că da. Nu cre cred că îl va prinde paltonul. Cred că va prinde paltonul. În general, la voluntarii este răbdare, dar domnul Poenaru nu cred că va fi atât. De de lejer. Eu îl voi pune aici pe domnul Poenaru și voi redenumi categoria asta cinstit. Un sezon cinstit, nu l-ai terminat, dar ai jucat 25-30 de etape, doamne, toate cele de Rusalii de mix. foarte posibil. Eu sunt mulțumit. Categoria Rusalii. Rusalii 2024, dată. 19 mai, da, Rusali. Perfect. Domnul Poenaru nu va prinde, uite, nu prinde Rusali. Special pentru domnul moderator Alex Rad. E frică mie. Aici este ceva important. Domnul Croitoru și evident domnul Cioban. Băi, botoșaniul a început rău. Eu zic că domnul Croitoru nu prinde paltonul nu prinde paltonul. Botoșenenii, fanii de pe Instagram mai degrabă se îmbată cu apă rece că a făcut 2-2 cu Rapido acum așa și condus un pic. Bă, arată bine Botoșanu și ce se întâmplă pe acolo intern e rău, mai latul e rup. Andrei Drago a fost mutat fundaș stânga după ce l-a jucat atacant tot sezonul, sunt o grămadă de jucători noi clasic și dacă nu joacă Ducan, Dican, Florescu, Dragu mai lat, echipa era. Eu zic că acest cuplu de șoc nu va prinde paltonul la Botoșan. Nu vor prinde alea care anulează mea. Ceți. Sun mulțumit cu alegerea mea. nu m-aș argumenta prea mult, nu va termina sezonul, pf, nu. Sheroni îl pe croitorul, bă, da, dar știi, Sheroni nu joacă, adică dacă ar fi pe corecte ar putea să nu mai joace, așa e. E într-o formă de zile mari, nu mai zic, Patache care se era retras, s-a întors. Se întâmplă niște chestii la Botoșan, nu prea bune, Aș de că domnul Iftime nu este foarte fericit. Regheton, ei, aici vreau să nu zic nimic, vă aud eu pe voi, ce părere aveți unde termină regheton? Unde termină regheton? Vă ascult un pic și după aia am și o Vile zic și eu pe ale mele după. Uite, domnul Alex, ce că termină sezonul și îl da afară în etapa 3 sezonul viitor. Posibil, observ că nu prea credeți că va termina sezonul. Nu e de mi spiritual că abia a venit, evident. Este undeva pe aici. Am văzut chiar niște oameni care zic că nu-l prinde paltonul. Bă, hai să ne uităm împreună pe ce meciuri mai are Craiova, dacă avem atea dubii. Ce ziceți? Cinstit să ne uităm pe ce meciuri mai are Craiova ca să vedem. Nu are cupe europene, deci nu are unde să dezamăgească, doar pe cupa României. Poate să zici că dezamăgește ceva, dar să fim serios. Herman Stad, acasă Poliaș Uta Arad parul FCSB Cepș și Astea sunt patru meciuri grele Dar faci 3 puncte pe aici E deja septembrie Bă, nu are program rău Pe total nu are program rău E bun Eu zic că nu termină sezonul. Eu zic că nu termină sezonul reghe. Bă, am unde e mă statistica aia? Intrăm pe Transfer Market la antrenor Craiova și să vedem așa care-i cota că termină vreun antrenor oricare sezonul vreodată. Ca să vin serioși, reghe a venit în etapa 3. Putem spune că practic el a început sezonul. Ia, 21 de zile, 2, 27, aaa, el a mai stat mai mult odată, 45 de meciuri. Băi, deci eu am intrat la facultate în 2015. 2015 era antrenor Ionel Gane. A fost Emil Sandoi, a fost domnul Mogoșanu, Gheorghe Mulțumescu, Denis Mangia, Cornel Păpură, Pițurcă, Papură, Bergo, Di Papură, din nou, Dragoș, nu știu mai știu cine este acest domn, cred că e Ozunidis, ce vrem urfanii, Reghe, Bali, intră doi, iar domnul interimar Neagoie și Reghe. Sunt între încă. Aș zice că termină sezonul acum că m-am mai uitat. Cred că termină sezonul. Bă, dar nu că dacă pe final e rău de tot, nu, no, dar totuși mai mult. Nu-mi place asta cum am denumit-o. Trebuie să găsim al lumea aici mai clar în ideea că te da afară undeva pe parcurs. Nu, no, hai că merge. Rusali, aveți dreptate. Hai la Rusali. Nu, cred că va sta mai mult decât domni, domnul Poenaru. Îi pune și în ordine așa frumos, dar nu face mare carieră. Evident, nu, nu prinde niciodată, nu prinde etapa 5 în sezonul 2024-2025. Playoff, zice cineva. Uh, da, pleacă prin playoff. Așa, și în paranteză rusalică vă place mai mult cum sună. Bun. Așa, ca să fie mult mai clar, dar Reggie Camp este, va sta mai mult decât domnul Poenaru, dar e bine. 3, 2, 1. Roata norocului. Ei, ia că tă, am ajuns la Sir Anthony Petrea. Ce să vă zic eu aici decât că nu va termina sezonul, nu va pleca în play-off playoff playout, este între acestea două și aș zice chiar că e cam demis spiritual în ideea că nea goe. Am înțeles că ar cam vrea să facă pași apoi la Ucluj și va a bătut Ucluj acum 4-3 pe FC o 48, dar mie mi se pare așa un, un duș cu apă rece, habar n-am. Între, e între. Nu, aici. Va sta mai mult decât Rednic, dar nu destul de mult. Nu prinde paltonul nici de ninge mâine. 3, 2, 1. Roata norocului. Oh, Mr. Mandorlini. Ia, Vreau să vă... Deja a fost contactat și mudică de o cruj. Iete ce vă zic. Ziceți voi de mandorlinii. Mandorlinii care într-adevăr seamănă mai mult decât ar fi normal cu prunea. Nu termină lejer. Nu termină să sez... Nu prinde paltonul. Revine Dan Petrescu posibil. Dar eu parcă l-aș pune... Nu mă, nu prinde paltonul. Mă tot gândesc. Revine Dan Pursucu înainte de playoff. Hai să vedem. Ce face echipa lui Dan Pursuc, în ideea să vedem dacă vreodată îi va... Îl dau aia afară. Bine, eu nu prea înțeleg programul lor competițional. Runda 24 și sunt 12 echipe sezonul, a terminat pe 4. A, ah, nu, mai au din sezon, văd. E așa, un amical mid-season, să zic așa. Hmm. Rezultate. Am văzut că au luat o bătaie recent. 2-1-1-0-2-2-2-1-2-0 Zici că te uiți la scorurile lui CFR Niciodată mai multe de două goluri Nici dacă joci cu nimeni pe lume Mă rog, văd că le-a dat lui Guangyu 4-0 într-o cupă Dar poate și ea dintr-o ligă inferioară Nu contează Nu cred că termină sezonul Nu cred Cred că pleacă prin play-off, play-out Bă, nu termină sezonul ce aveți Nu, ce mă enervați Nu termină sezonul niciodată Aici va fi dat afară între Reghe și Poenaru Și nu discut Asta e părerea mea. Aștept la final de sezon când termină linii să-mi dați tag cuțu, 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 ce fraier ești. Pariu pe 2 lei, maxim, aduc cât timp putem să pierdem oare cu această chestie. Gica Hagi evident este în prima categorie pentru că este echipa lui. Da, am făcut o categorie specială pentru Gica Hagi pentru că el cu toții știm este zeu și nu are ce căuta în categorii de oameni normali. Nu pleacă domnule la calat. Băi, eu mă întreb câți ani s mai frige turcii cu jucători din România. Demis spiritual cu accent pe spiritual. Echipa lui Hagi nu are rost să pierdem timp. Roata norocului. O, oh, uite aici, o alegere cu scandal. O alegere care ne-a adus mult scandal în ultimul timp. Domnul Pârvu, unde este domnul Pârvu? Nu, ești, domnule? Bă, mă întreb dacă Nu cred că îl dă afară mâine, poi mâine, pentru că faptul că a plecat Budescu pentru mine se traduce că bordul de conducere a tras cu el. Dar cât poți să ai încredere până dai seama că ai greșit că ai dat afară pe Budi Show pe care efectiv Budescu este jucătorul pe care scrie pe fruntea asta Giurgiu și pe ceafă Petrolul Ploiești. Eu zic aici. Eu zic aici în ideea că este o graniță foarte mică între Tony și Pârvu. Suporterii nu-l vor. Băi, uh, de Ploiești, frate, că suporterii nu au vrut nici pe Latovlevici, care are o Dacia 1300 recondiționată foarte frumoasă. Ce a făcut referință la grătarul mâncat? Băie, da, face. Ținând cont că au ales să-l dea afară pe Budi câteva mici nu mai prinde. Asta nu și o domnul Cristi. Felicitări pentru părerile avizate. Au avut de ales ce face domnule, ținem pe domnul Pârvu sau pe domnul Budi. Și au ales pe Pârvu deocamdată. Roata norocului. Haralambie. Haralambie, eu sincer să vă zic, cred că termină sezonul doar pentru că pare că Gigi nu are pe cine să numească altcineva mai... Nu e vreunul... Nu cred că e cineva, nu știu, vreun antrenor de e pof să rugi Gigi rău de liber pe undeva să zici că îl semnează pe ăla. Știm cu toții ce se întâmplă pe acolo. Bă, a ratat Haralambie titlu. Mă rog, între ghilimele l-a ratat. A ratat titlu și e tot aici cu noi. Nu cred că se schimbă absolut nimic pare că, are, pare că știe ce trebuie să facă, pare că are niște, nu știu, tactici foarte bune și că va rămâne cu noi mult și bine. Dacă are duhovnic, bă, nu mai știu. Nu mai știu, dar aș presupune că da. Aș presupune că da. pe păi s-au întâlnit, pe, n -a fost, n zis că a fost pământele Atos și că i-a plăcut foarte mult. Are, are. Adrian Crețu ne spune că are duhovnic. Doamne, ajutat atunci, ce să mai facem? Roata norocului. Tu, 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 tu. tu. Dorinel. Eu îl pun pe Dorinel undeva și vreau să văd dacă avem aceeași idee când reîntoarcem camera. L-am pus la termină sezonul Lejereanu, dar nu m-am gândit să-l pun la ei echipa lui. Nu m-am gândit să-l pun pe la ei, că e aici este. Oh, ce îmi pare că n-am putut să, să la așteptările voastre față de mine. E echipa lui, Dorinel, forța oțelul meu iubit, cum zice Andrei Galați. De unde ați, fi, ați fi, crezut că este, până la urmă? Bună seara de aici, de la Galați! Hey! Bună seara de aici de la Galați, am alături de mine pe Munteanu, <laughs> antrenorul campioanei României. Ce pot să spun, nu mai am cuvinte, sincer sunt foarte bucuros, am dominat competiția de la un cap la coadă, sunt fericit, asta pot să spun și le mulțumesc tuturor, tuturor care, care au fost alături de noi. Dă-te-vă la o parte! Ați avut o emoție în seara aceasta? Sigur, sigur. Bine, vorbim, vă mulțumesc, doamnă Nu e nimic mai frumos. Roata norocului. Leo Grozavul, dragilor, și aplauze. Aplauze, Leo Grozavu. Uhuhu. Iașul a bătut pe farul. Dar sincer să vă zic la cum a jucat farul, nu mi se pare o performanță. Nici n-are program pleal. Nu, cred că Mai ales că Iașul, oricum o dăm, va fi în lupta de retrogradare. Nu, poate nu retrogradează direct, dar nu va termina mai sus de locul. cu 12, să zicem 16, 15, 14, 13, 12 Hai locul 10 Cam aici, dacă se rupe clasamentul în două Ai nevoie de o schimbare De un hau, de un bau Pleacă înaintea Aici este în cercul de foc Asta spune că e cercul de foc Leo Grozavu stă mai bine decât băieții Dar nu stă grozav Leo Grozavu nu stă grozav Roata norocului O, domnul Burcă Domnul Ovidiu Burca, cel mai lăudat antrenor din istoria antrenorilor care au făcut 0 puncte, bă nene. Ab genial, deci n-am văzut în viața mea un antrenor, bă, bă să ai 0 puncte și să fie atât de iubit, e o minune, e minune. Da, este echipa lui, o Ovidiu Burcă egal Dinamo, dar îl vor da afară. Întrebarea este când îl dau afară. Dinamo pare că așa va continua, din păcate, încă niște etape. Rezistă suflarea dinamovistă DDB în ADN până în play playoff playout în rezultate de genul? Aici e întrebarea. Unde între astea două? Mă gândesc eu. Bă, nu arată bine deloc. Nu-l prinde paltonul, dar îi se va da mai multă încredere decât uh, domnilor din, din, spatele lui. Da, cred că e bine așa. În ideea e că Grozavu va rezista un pic mai mult, că poate ia niște puncte de la Dinamo, da, amândoi, nu, își fac vacanțele împreună de iarnă. Au rămas patru. Chobi, Dicanu, Măldărușanu, Măldărușinea s-ar spune dacă ar fi om nașpa, dar nu este, și Bergodi. Hai. O, 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 trece? Mamă, la pixel, la pixelul albastru. Chobi nu este niciun dubiu, termină sezonul Lejereanu. Lege... Băi, chiar așa l-aș dacă ar fi să-i ordonez. Este echipa, nu e echipa lui, adică Hagi, a... doar la Dornel Munteanu am acceptat gluma că Dornel Munteanu chiar este o selu galați. Termină lejer sezonul Ciobi, a început forță, va continua forță, nici dacă, și dacă nu se califică în Europa mai departe, lucru foarte posibil, nu mi se pare relevant. Termină Lejereanu Ciobi fără niciun fel de problemă. Bun și cred că și sezonul viitor îl termină, stă cât vrea el, exact. Este un antrenor Shek la echipa Sepsi. Shek și a titlu, bă, sincer acum la, la cald, nu mi se pare nimic că uh, SF să zici că FCSB și Shek se vor lupta pentru titlu. Notați-o, înregistrați-o, faceți TikTok-uri cu dansa cu duro, eu așa zic că Shek și uh, FCSB se vor lupta la titlu. O, oh, domnul Măldărășanu. Uite, la domnul Măldărășanu mă simt foarte fără temele făcute, așa că simt nevoia să mă uit pe programul lui Hermannstadt ca acolo se vede. Deși anul trecut au avut încredere în el mult, dar anul trecut a jucat și foarte bine Herman Dacă n-aveau de punctare, erau mult mai lejer. O deplasare la Craiova, dar abia au câștigat, deci nu se pune dacă iau bătaie. O, oh, meci cu FCSB acasă, asta se cam pune. Deplas stare la șep nu e bun. Acasă cu Cluj e un egal, un ceva, un ceva. Bă, nu are programul, are câteva etape horror, dar este fix în perioada în care n-ar trebui să fie vreo problemă. Termină sezonul totuși. Câte sezoane poți să antrenezi? Ia să vedem. Câte, câte meciuri are ca antrenor? 79. Mamă. 2 puncte pe meci, două victorii. Ia. 2021 a promovat echipa. Bă, n-arată rău. Bătăi rele nu prea ia, bătaie în general nu prea ia. Termină sezonul, mă, că Herman Stadu nu retrogradează. Termină sezonul. Este sub domnii, dar are multe puncte pe meci bun. E spre echipa lui. Bă, nu că... N-am încredere în domnul Dani Coman, asta este problema. Nu am încredere în domnul Dani Coman. Dar termină lejer sezonul. Poate chiar așa aș zice. Între aceștia, mi se pare bine. Mi se, mi se pare bine. Hai, cu ultimii doi. O oh, Dom Dicanio. Dom Dicanio, respecte Dom Dicanio. Bă, picky blinders. Vă arăt. Ce găsești pe Google dacă scrii Nicolae Dică. Peaky Blinders. Ce găsești? E ceva mai frumos pe lume? E ceva mai frumos pe lume? Bă, vă întreb cinstit. E ceva mai frumos pe lume? E ceva mai frumos? Ziceți, mă, este... Eu nu cred că este ceva mai frumos pe lume decât Dicanio. Peaky Blinders. Dicanio? Nu, no, Dicanio nu prinde play-off-ul. Bă, ce aveți, băi? Ați uitat echipa așa antrenorul? Numai Nicolo Napoli poate să prinda o asemenea perioadă. Eu aș spune că nu prinde Paltonu, dar care o are care un avantaj față de domnii. Aici. Eu zic că aici este, aici este necazul. Eugen trică în etapa 16 și după aia demis în etapa 16. Băi, n-ar fi... Eu am zis anul trecut că Dicanio m-a surprins foarte mult la Mioveni ce juca Mioveniu cu el. Dar nu cred că este de ajuns pentru pretențiile familiei Mititelu. Deja aș dau SMS-uri Napoli cu Mititelu. băi, ce să facem? Ce au ieșit aici? Mamă, cum se vârte, te ia cu capul. Let's go! Bergodi este un antrenor clasic al rotației super ligii României. Faza este că Rapidul este un club clasic al Superligii României, în ideea că n-are răbdare și cam atât. Nu știu, pământul au ținut mult peste cât credeam că îl vor ține. Să fie totuși asta un semn că Rapidul începe să aibă încredere în antrenor și că preferă să-i țină decât să-i schimbe ca poșosete. N-a început bine Bergodiu, n-a început deloc bine, părerea mea. 0-0 cu șef și în care realiz vorbim la clasamentul adevărului au luat bătaie, că golul Ștefanescu anulat la VAR trebuia să fie valid, aș zice eu. Nu să-l punem. Rusali. Pă, cam da. Dar unde? Mai mult ca Mandorli... Nu... Cred că e aici de te Aici ai zice că e o, așezare corectă. Adică are cele mai mari șanse din cei 6, cei 5 să termine sezonul, dar nu mai departe. Reghe în fața lui, aici să fie problema. Bă, e posibil ca și rotarul la Craiova să, fie oftica, să se fi plictisit să fie mereu uh, de râs, să râdă toată lumea de el. Bă, nu, aici l-a pus, aici l-a pus mausu, mi se pare cinstit să-l las aici. Asta este, deja deci să ne uităm. Hagi e echipa lui, Dorinel e echipa lui, Ciobi, Măldă și Ilihara Lambie, la Rapidu, Reghe, Mandolini, Poenaru, Grozavu, Ovidiu Bârcă, Nicodică, Croitoru, Pârvu. Nu, no, e cinstit. E cinstit. Sunt mai mult decât Mulțumit de acest uh, tire list. O să-l vă aplaudăm și pe YouTube deci acum este șansa voastră să scrieți ceva în comentarii ca după aia să fiți în de pe YouTube pe viață. Deci uh, da sunt mai mult decât uh, mulțumit. Bun domni, uh, vă rog frumos subscribe pe YouTube dacă nu mi-ați dat până acum. Like la acest video vă rog foarte frumos.